E o coincidență într-un fel plăcută. Anul trecut pe vremea asta lucram la film, eram în filmare în sanatoriu de fostul sanatoriu de tuberculoză osoasă de la Eforie, unde Blecher chiar a fost internat o parte din timp, experiență pe care o descrie parțial în Viziunea Luminată, și primisem de la prietena mea din București, Solenoid, care tocmai se lansase, și seara stăteam în pat la hotel și citeam din carte, și acolo Blecher e omagiat și în mod direct și într-un mod indirect, în câteva imagini care sunt citate de fapt din Viziunea Luminată chiar, și cred că și din Întâmplări în Realitatea Imediată, care într-adevăr sunt cărțile lui Blecher mai bune și din care eu însumi am împrumutat câteva detalii, câteva dialoguri. Nu știu ce, nu pot să adaug nimic, nu sunt om de litere, nu sunt competent pentru asta, pot să vă spun doar că am făcut un film care nu e o ecranizare, ci o adaptare și o interpretare personală a textelor lui Blecher, la care am adăugat alte lucruri în speranța că nu îl voi trăda, ci îl voi îmbogăți. Și una din dorințe pe care le am, dincolo, na, ca orice regizor își dorește ca filmul să fie văzut, dar realmente îmi doresc foarte tare ca publicul larg să-l descopere pe Blecher, să-i descopere cărțile. Și spun asta pentru că, na, trăind înconjurat de prieteni care îi cunosc opera, am avut senzația că de fapt toată lumea îl cunoaște, dar am fost surprins să întâlnesc o mulțime de oameni care nu-i cunosc cărțile. Deci puteți să începeți cu cartea asta și apoi să continuați cu celălalt subiect. Prin ciudățenia și specificul extraordinar al subiectului său. Subiect care se confundă, din păcate, cu viața foarte scurtă a lui Blecher. J.D. Salinger spunea despre el însuși: I'm not a man, I'm a condition. Nu sunt un om, sunt un caz, o boală. Același lucru îl putea spune cu și mai mare îndreptățire Blecher. Blecher nu era un om, era o condiție, era o boală. De la 19 ani până la 29 de ani, după cum știți, el a trăit în infern. De fapt, așa, numai așa se poate spune. A trăit în infern, a cunoscut infernul în timpul vieții, fără să mai aibă nevoie ca după moarte să meargă acolo. El a trăit tot ce se poate trăi în privința chinurilor cumplite, fizice, și atrăgându-le după ele și cele psihice, ale unei suferințe absurde, tâmpite, idioate, ca orice suferință fizică. El a suferit de tuberculoză osoasă și pentru că vremurile erau așa cum erau, medicina avea o anumită evoluție, o anumită dezvoltare încă primitivă, a trebuit să trăiască, asemenea personajelor lui Samuel Beckett, într-o platoșă, într-o crustă, într-o coajă de chitină, asemenea insectelor. De fapt, cine vizualizează cumva extraordinara imagine a sanatoriului din Berg, unde el a fost trimis ca să își aline boala, vizualizează de fapt un insectar, o cutie de insecte, o cutie de ființe care au exoschelet, care sunt protejate și protejează bietele și nefericitele organe interne, martirizate, torturate, și le protejează printr-o crustă de chips.